Păi dacă aveam pistă aici, făceam niște antrenamente pe pistele astea, așa. Este interesant că noi suntem oarecum amândoi stingheri aici, pentru că noi am stat pe gazonul ăsta alergând, jucând. Sigur că viața ne-a mai despărțit pe parcursul trecerii ei, dar iată că la final ne-a dus din nou împreună. Viața este mai puternică decât orice tentație. Eu am venit în 1966 în vară, Mircea era deja la Dinamo. Eu i-am ținut pe vremea cu CCA-ul. Și eu la fel. Da? Era CCA-ul. În anii 55-56. A fost o perioadă, toți copiii țin în primul rând cu o echipă care câștigă. Și la început și eu și Mircea am simpatizat cu CCA-ul, așa cum era atunci. Vorba de începutul anilor 50, sfârșitul anilor 50. Eram în 1965, dacă nu mă înșel, veneam la lotul național de junior, la meciurile respective, la trialuri. Stăteam la 23 august sau la anumite hoteluri după centrul Bucureștiului și mâncam pe regală la cantina IABS-ului. De acolo am plecat spre 23 august și era foarte interesant, atunci l-am văzut prima dată pe Mircea. Era în troleibuzul respectiv care ducea spre 23 august, spre zona respectivă. Și Mircea venea de la facultate și vorbea cu un coleg. Mircea a fost un student eminent. Eu m-am interesat de curiozitate, dom'le, cine e? Am auzit Lucescu și după aceea mi-au spus oameni care cunoșteau fenomenul fotbalistic și fenomenul uman în perioada respectivă, că Mircea nu numai că era un fotbalist care promitea foarte mult, era un jucător, era și un student eminent și ăsta este meritul lui. Am avut și necazurile mele, pentru că eram student la zi, nu exista fără frecvență la facultatea care o făceam. Trebuia să mă antrenez singur, mă antrenam aici pe terenul ăsta, îl mai chemam pe Dumitrache pentru a-i centra.